Sora unei foste vedete Playboy a fost găsită moartă în baia apartamentului său din capitală. Vecinii sunt cei care au alertat poliția. Trupul femeii de 39 de ani a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Bogdan Borza, colegul meu, este alături de mine cu mai multe date. Bogdan, vorbim despre o moarte suspectă. În cazul acesta, ce arată cercetările făcute până acum? Bun găsit tuturor! Nu avea nicio urmă femeia pe corpul ei atunci când a fost găsită de către polițiști, iar în acest moment anchetatorii cred că femeia a murit din cauze medicale, nu pentru că ar fi fost agresată sau ar fi vorba despre o crimă, dar corpul ei a fost transportat la Institutul Național pentru Medicină Legală pentru a se face necropsia. Cert este că vecinii sunt cei care au alertat poliția, au simțit un miros puternic, un miros urât din apartamentul în care locuia femeia de 39 de ani și au sunat la 112, iar la fața locului au venit polițiștii, dar și un echipaj de descarcerare, care nu au avut ce să facă și au constatat decesul femeii. Aceasta se afla în baie și, așa cum am spus, nu prezenta nicio urmă de violență pe corp. Rămâne de văzut așadar să vedem ce va arăta necropsia și care va fi rezultatul de la Institutul Național pentru Medicină Legală, să vedem care sunt cauzele care au dus la moartea femeii. Bogdan, mulțumesc!